firmele mari reduc producția, iar magazinele alimentare se închid mai devreme. Nu, nu suntem în timpul restricțiilor COVID, ci în plină criză energetică. Toți ne așteptăm cumva să se termine odată coșmarul ăsta în ceea ce privește piața de energie electrică și gaze. E o nebunie, deja prețurile sunt de 12-15 ori, depinde unde te uiți, mai mari decât acum un an de zile. Semne bune pot apărea. Dar această apocalipsă a facturilor poate fi evitată cu ajutorul statului, dar și cu o mai bună gestionare a consumului de energie. Să aplice măsuri de eficiență energetică venind în subiectul întâlnirii reale, nu numai prin a opri becul, numai măsuri reale, prin mici investiții specifice domeniului în care lucrezi. Cum va arăta viitorul? Marile magazine, mall-urile se vor transforma în producători de energie electrică. Ce pot să vă spun este că la 1 MW putere instalată și la prețul energiei de astăzi, un retail economisește pe an, face o economisire de circa 200-230-250 de mii de euro. Dar merită să-ți mai deschizi o firmă în plină criză? Mecanismul e simplu. Când cineva dispare, apare sigur altcineva. De ce? Suntem consumatori. Vom consuma tot timpul produse, servicii. Indiferent de nivelul de venit pe care îl avem, vom consuma mai mult sau mai puțin. Așadar, cum se descurcă firmele în această perioadă de criză și ce soluții au? Pe larg în această ediție, Eu și Energia. Asculți Eu și Energia, podcastul care are grijă de facturile tale. Bine ați revenit la Eu și Energia. Suntem Cătălin Striblea, Mihai Nicuț, redactor șef al publicației Economica.net și Mihai Bucureșteanu, redactor Europa FM. Săptămâna aceasta vă arătăm că marile scumpiri din energie nu îi afectează întâi pe consumatorii casnici, ci economia și odată cu ea viețile tuturor. Și o să vă prezentăm atât soluții tehnice de reducere a consumului, dar și unele administrative, căci sunt soluții. Dar până când această problemă nu este rezolvată la nivelul companiilor, cu toții o să plătim mai mult. De ce? O să explicăm imediat. Mai întâi însă, o privire asupra modului în care se consumă curent electric în România. Consumul de energie electrică al României este undeva la 56 de teravați oră anual, iar consumul casnicilor este undeva sub 14 teravați din acei 56. Adică mari consumatori sunt companiile. Da, mari consumatori sunt companiile, administrația de stat, iluminatul public, mă rog, nu foarte mult iluminatul public, dar companiile și administrația. Așadar, marele consum de curent al României nu este de la noi consumatorii obișnuiți, iar când se vorbește de reducerea consumului de curent, fie în România, fie în Europa, de fapt referirile nu sunt la adresa celor casnici, ci presiunea este pe companii. Mă întorc la Mihai Nicuț. Ba chiar 4,1 milioane de locuințe consumă undeva la 53 de kW. Deci la 53 de kW eu nu știu ce reducerea consumului casnic mai poți să ai. Și este vorba despre 47% din populația României, din gospodăriile din România cu acest consum. Eu nu văd unde s-ar mai putea face o reducere a consumului aici. Sigur, poate vorbim de ceva risipă. Poate schimbăm un bec cu programul, poate vine programul guvernamental, schimbă-l becul, acum am înțeles. Puneți LED, să vedem cum va funcționa. Dar nu se va face, părerea mea este că nu se va face o reducere semnificativă a consumului de energie electrică apelând la zona casnică. Deci, prieteni, să ne uităm la cei care suferă cu adevărat și a căror problemă se răsfrânge în toată economia și să abordăm lucrurile pe două paliere. Întâi, e vorba de companiile mici și mijlocii care au o parte din consum plafonat, 85%. Mihai Nicuț. Da, sectorul IMM-urilor, mai ales IMM-urile care să zicem că sunt consumatoare de energie electrică și mă gândesc aici, nu știu, la o mică covrigărie, la un restaurant mic, unde să zicem că se consumă energie electrică și acolo este o creștere. Pentru 15% din consum nu mai este 80 de bani, este la prețul pieței, care, repet, poate fi 2 lei, 3 lei, 4 lei. Astfel, multe companii riscă să pună lacătul pe ușă din cauza facturilor mari la energie. Și avem deja nume de firme mari care au decis să-și reducă activitatea. L-am rugat pe Felix Căprariu de la Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii să ne facă o radiografie despre ce se întâmplă în piață.
În condițiile actuale ale pieței energetice, cred că sectorul cel mai afectat și care, din păcate, în următoarele luni va fi cu un impact mult mai mare, este sectorul IMM. Toate aceste lucruri sunt generate de criza geopolitică, dar totodată și de o proastă abordare a ceea ce înseamnă concept de eficiență energetică în România, atât de către guvernanți, cât și de alte organisme de reglementare. Concret, în momentul de față, pot să vă spun că activitatea cea mai afectată este cea din sectorul de industrie alimentară, datorită faptului că discutăm de consumuri energetice pe o componentă de gaze naturale. Vom observa probabil o scădere a calității produselor din sectorul de panificație, care la fel sunt afectate de costurile cu partea aceasta de gaze naturale și cu energia electrică. O statistică clară probabil că o vom avea undeva după ce vedem prima lună derulată pe baza noii reglementări din Ordonanța 119. Dar cea mai mare problemă este la companiile mari care nu au niciun fel de ajutor. Iar la data la care realizăm acest podcast, autoritățile caută încă o formulă de ajutorare. Marile companii au reacționat deja, iar asta nu este chiar o veste bună. Mihai Nicuț. S-a redus consumul de energie electrică în România, s-a redus cu 5% în primul semestru din acest an față de primul semestru anului trecut, atât pe baza scăderii consumului populației, dar asta este insignifiant, cât pe baza scăderii consumului industrial. Alor, cel mai mare consumator de energie electrică, produce și-a închis mai mult de jumate din capacitate, Alum, producător de alumină pentru Alor, s-a închis, Chim Complex s-a închis parțial, Azomure și mai funcționează doar foarte puțin din cât funcționa și așa mai departe. Problema este la companiile care nu intră în schema aceasta de compensare. Și există un lucru bun dintr-un anumit punct de vedere pentru 167 de companii mari consumatoare de energie electrică. Guvernul are o schemă de sprijin, ne-a aprobat Comisia Europeană o schemă de sprijin pentru ele, undeva se cheamă pompos compensarea emisiilor indirecte, le compensează practic din costul certificatului de CO2 inclus în factura de energie electrică, ca să mă exprim așa. Sunt cam 1,5 miliarde de euro, dar suma asta se întinde undeva până în 2030. Fără să spună motivul real, un mare lanț de magazine a anunțat că reduce programul cu o oră. Hipermarketurile vor și ele să aibă prețul plafonat la curent. Ordonanța, la momentul realizării acestui podcast, se află încă în dezbatere în Camera Deputaților. E nevoie de măsuri și în acest sector, după cum spunea la știrile Europa FM George Bădescu, președintele Asociației Marilor Rețele Comerciale din România. Situația care s-ar putea crea în urma neincluderii în dezvoltările legislative care se discută la ora actuală, a unui sistem de garantare a funcționării la parametrii normali a magazinelor care comercializează produse alimentare care necesită temperatură controlată pentru a putea fi în conformitate cu standardele de siguranță sanitară și alimentară, cum ar fi, de exemplu, cazul și al produselor alimentare perisabile. Trebuie doar să înțelegem că, într-adevăr, acest acces al populației la alimentele care, așa cum spuneam, necesită condiții speciale care înseamnă un consum semnificativ de energie electrică, atât la depozitare, cât și la distribuire, cât și la un procesul de vânzare ca atare, este o provocare și trebuie găsite soluții în acest sens. Să ne imaginăm, sau practic aceasta este realitatea, știm că aceste sisteme de refrigerare, lanțurile de frig trebuie să funcționeze permanent, indiferent dacă este zi sau noapte. Și de asemenea, referitor la programul magazinelor, credem că orice modificare în programul acestora ar însemna practic și o limitare a posibilității de acces la produsele acestea pentru diferite categorii de consumatori. Dar până când guvernul va găsi o schemă de ajutor pentru aceste companii, iată ce se întâmplă în cazul plafonării făcute după actualul model. Revin la Mihai Nicuț. Păi are un efect pervers, ca să spun așa. Vedeți dumneavoastră, furnizorul de energie electrică este și el o firmă de vânzări. Orice firmă care vinde ceva își dorește, în mod normal, să aibă cât mai mulți clienți. Furnizorii de energie electrică sunt cei care își doresc acum cât mai puțin clienți. Și cei care le bat la ușă cumva sunt sfătuiți, fie direct, fie pe căi ocolite, nu veni la noi, că noi nu te luăm. Și să explic puțin mecanismul. În momentul în care un furnizor de energie electrică primește, să zicem, un
pentru consumul lui sau acceptă să primească un consumator din aceștia plafonați, el se află în următoarea situație. El trebuie să cumpere energie din piață la cât costă 2.000, 2.500, 3.000 de lei, pe care trebuie să o vândă clientului plafonat la 80 de bani, un leu, în condițiile în care și după asta trebuie să se ducă să aștepte banii de la stat. Da, diferența dintre 2.000, 3.000 cu cât a cumpărat și un leu cu cât a vândut. Unu, știm că statul returnează banii deja cu întârziere, a dovedit asta, și doi, nu mai returnează tot, returnează doar de la acei 1.300 de lei. Da? Deci diferența dintre 1.300 și cu cât cumpără 2.000, 3.000 de lei este pierderea furnizorului, pe care evident că nu și-o asumă. Și ca să nu ajungă și la această pierdere, pur și simplu nu mai ia clienții. Așadar, cu noua schemă de plafonare, practic, statul pune pe multă lume în situația să se gândească la pierderi, dacă nu chiar la faliment. Și ar mai fi ceva. Dacă nu reușești să găsești un furnizor, atunci ajungi într-o situație limită care pune la îndoială însăși funcționarea afacerilor mici. Și renunță, pe măsură ce contractele se opresc, renunță la clienții existenți. Este foarte important, mai ales pentru non-casnici, pentru că non-casnicii practic ajung în situația de a fi, mai ales firmele mici, de a fi trecuți în fui, de a fi clienți de ultimă instanță ai furnizorului, pentru că nu mai vine niciun furnizor concurențial să le asigure energie electrică. Din acest motiv. Și ce se întâmplă când ești trecut în sistemul ăsta de ultimă instanță? Când ajungi la ultimă instanță, din păcate, nici măcar nu știi cât o să plătești la energie electrică. Acesta este cumva un paradox. Cred că este singurul contract din România fără preț. Pentru că furnizarea în regim de ultimă instanță, potrivit ultimelor reglementări, că s-a schimbat tot ce înseamnă legislație în energie în România de doar ca legislație primară, de 4 ori în mai puțin de un an de zile, deci potrivit ultimelor reglementări, prețul final de ultimă instanță este compus din costul de achiziție al furnizorului plus marja de furnizorului de ultimă instanță de 80 de lei plus tarife de rețea și taxe. Problema este că atunci când închei un contract cu cineva, tu, furnizor de ultimă instanță, să zicem, cu clientul non-casnic care ți-a venit, tu nici nu poți să-i pui un preț pe masă, pentru că nu știi care este costul mediu de achiziție al perioadei anterioare pentru el. Și tocmai de aceea închei un contract fără un preț. Dar facturi mari primesc și instituțiile de stat. Este și cazul Colegiului Național Onisifor Ghibu. Am stat de vorbă cu directorul acestuia, Iulius Timar. Am avut facturi și de 18-20 de mii de lei într-o lună de iarnă. De ce atât de mult? Pentru că o parte din încălzire se folosește energie electrică. Chillerele care ventilează aerul în sălile de clasă este consumator de energie electrică. În plus, noi pe perioada primăverii și a toamnei putem să răcim sălile de clasă în așa fel încât copiii să aibă tot timpul o temperatură constantă în sălile de clasă. Imediat o să vă povestim despre alte efecte ale acestei situații enorm de complicate și vedem și ce soluții administrative și practice sunt. Dar până atunci, dacă ești o companie, ce poți să faci? Din nou, Mihai Nicuț. Pot fi câteva soluții simple, ca alte câteva soluții complicate. Mai există furnizorii care practic te taxează orar, da? Este prețul din piața spot la ora respectivă plus ceva. Prețul spot este mare seara. Ai putea, de exemplu, dacă ai un astfel de contract, să nu produci seara, ci să produci fie noaptea în gol, fie dimineața de vreme. Este o soluție, să-ți modulezi consumul. Al doilea lucru, rearanjați spațiile în care vă desfășurați activitatea. Adaptarea sistemelor de climatizare. Se tot vorbește de acea scădere a temperaturii în clădiri undeva la 19 grade. Dacă se face, este un consum semnificativ, mai ales de gaze naturale, pentru că multe din clădirile de birouri se încălzesc cu centrale pe gaz. Reducerea consumului de energie electrică, la fel, poate că ar putea fi modulată, sau cum să spun, activitatea, poate că s-ar putea desfășura mai mult în orele în care este lumină naturală, ca să folosești cât mai puțin lumină electrică. Din punctul meu de vedere, nu va fi pe partea de iluminat din imobile, nu cred că va fi o foarte mare reducere, pentru că clădirile moderne deja sunt dotate cu becuri LED, deja automatizări, deja consumă destul de puțină energie electrică. Pe partea cu încălzirea însă, cred că un grad, două grade în minus s-ar putea să însemne semnificativ. Iar cunoscutele locuri de depozitare de la marginea orașelor se pot transforma în surse de energie prin panourile fotovoltaice,
Și fabricile se pot adapta. Laurențiu Brumaru este expert de la Enelix. Un lucru important este faptul că impactul prețului cu energia în produsul finit este mare. Sunt fabrici la care impactul, vorbim de metalurgie, vorbim de cei care produc metal, vorbim de orice industrie prelucrătoare, automotive și așa mai departe, impactul poate să ajungă undeva chiar și la 25% din prețul final. Și atunci e clar că astfel de măsuri de eficiență energetică care să reducă costurile sunt de neevitat. Adică e clar că trebuie să investească în această zonă. Aveți un exemplu concret de fabrică cu care ați lucrat? Avem o fabrică care produce confecție metalică undeva în zona, partea de nord-vest a României, hai să spunem așa, la care după implementare, la fel, după implementarea sistemului fotovoltaic, care reușit să-și reducă costul cu energia destul de mult, impactul asupra produsului finit. La fel, aici cred că la capacitatea pe care au instalat-o undeva spre un megawatt, au economisit undeva la, așa cum spuneam, undeva la vreo 200.000 de euro. La fel și sistemele smart, despre care am vorbit în episoadele trecute, dar acum trebuie folosite la o scară mai mare. Dacă discutăm de un mall, e clar că, în primul rând, trebuie să găsim niște măsuri de eficiență energetică cu care să gestionăm, de exemplu, să automatizăm tot ce înseamnă, să controlăm tot ce înseamnă partea asta de iluminat, de încălzire, de răcire. Și da, nu uitați nicio secundă de modul în care trebuie să arate clădirile acestor companii. Mă întorc la Mihai Nicuț. Alte soluții par fi din cele clasice, izolarea sediului, eventual schimbarea tâmplăriei dacă trece temperatura pe acolo, astea sunt clasice ca și pentru casnici. Și mai este soluția de a deveni prosumator industrial. Că uităm de asta, chiar dacă este complicat, chiar dacă se pun destule bețe în roate și se racordează greu prosumatorii și trec 3-4 luni de zile, țin să vă spun că, cel puțin pe statistica de la jumătatea verii, alta mai nouă nu avem, sunt 1400 de prosumatori, persoane juridice în România. În România sunt câteva mii de companii care au devenit prosumatori și, de fapt, aici este cheia întregii afaceri. Dacă reușim această translație, atunci viitorul chiar arată bine. Este puțin la câte firme sunt, dar e bine că sunt atâtea și e bine că oamenii ăștia chiar pe firma au reușit. Cu totul, prosumatori sunt nici 20.000, dar e bine că este un pas înainte. Trebuie să meargă lucrurile și mai repede. Mi se pare că această posibilitate de a produce energia pe care o consumi, dacă nu consumi foarte mult și ai un consum cumva predictibil și ți-l poți muta, de exemplu, în cazul în care îți pui panouri pe sediu sau ai o mică firmuliță, îți muți producția din orele fără soare în orele cu soare și atunci ți-ai rezolvat mare parte din ecuația energetică. Haideți să vedem cum pot deveni, de exemplu, mall-urile sau marile magazine producători de energie electrică. V-ați întrebat vreodată câtă energie consumă un mall? Mă întorc la Laurențiu Brumaru, reprezentantul companiei Enelix, care implementează astfel de sisteme. Deci dacă la magazine vorbim de, există și magazine cu sute de megawați, la mall-ul vorbim deja de gigawați și la fel și aici, la fel ca și la magazine, impactul este foarte, foarte mare în costul operațional pe care mall-ul îl desfășoară. În primul rând trebuie să înțelegem că astăzi costul cu implementarea unui sistem fotovoltaic este de undeva la, depinde de mărime, dar undeva ne ducem către 850, 900, 1000, poate 1000 de euro pe kilowatt. Asta înseamnă că la un megawatt putere instalată înseamnă undeva la vreo 850.000, 900.000 de euro. Un sistem la cheie, care implică atât instalare, implică obținerea tuturor avizurilor și autorizațiilor și așa mai departe, adică un sistem funcțional. Legat de economie, ce pot să vă spun dintr-un exemplu? De exemplu, avem, cred că lucrăm cu cei mai mulți retail din România astăzi. Ce pot să vă spun este că la un megawatt putere instalată și la prețul energiei de astăzi, un retail economisește pe an, face o economisire de circa 200 de mii de euro. Ceea ce e o economisire importantă. Tot ce pot să vă spun, că pentru că ei discută în termen de recuperare investiției, și atunci recuperarea investiției se face undeva la 3 ani jumătate, ajuns să fie undeva la 3 ani jumătate, 4 ani, 4 ani și puțin. Dincolo de toate acestea, să știți că există o soluție administrativă care ar putea fi aplicată mult mai repede, stipendiile. Mihai Nicuț. Și la aerul condiționat, că se povestește, se vorbește iarăși despre niște limite, să nu fie peste 25 de grade vara și să nu fie peste 15 grade iarna. Aerul condiționat, într-adevăr, consumă, iar folosirea lui doar în momentele în care este nevoie și nu tot timpul, reduce, într-adevăr, reduce consumul de energie electrică, mai ales. La fel, pompa de căldură, care consumă ceva mai multă energie din rețea. Există și această politică a Comisiei Europene de a se reduce obligatoriu
obligatoriu consumul cu 5% în orele de vârf. De ce este vorba despre orele de vârf și de ce probabil că și micile companii, dacă se va întâmpla și la noi, probabil și de ce micile companii ar trebui cumva să-și schimbe obiceiul de producție, adică să ducă orele de consum undeva în afara orelor de vârf. Orele de vârf în România sunt dimineața și seara, mai ales seara, undeva în perioada de vară-toamnă, undeva poate 18, 19, 21, 22, iar în perioada de vară de pe la 17 până la, nu știu, 21. Pentru că în perioada, în orele de vârf este cel mai scump curent. Și în orele de vârf se consumă și gaz ca să se producă energie electrică pentru vârful de consum. Și de aceea este această preocupare a Comisiei Europene de a tăia consumul, ei au spus obligatoriu, fiecare țară să taie cu 5% consumul de energie în orele de vârf. Din păcate, pentru companiile din România nu există stipendii pentru reducerea consumului. Ce sunt aceste stipendii și cum ar putea funcționa pentru companiile românești? Afară se face. Există noțiunea de demand response, în care consumatorul, firma, dacă este una mare, ea singură, dacă sunt mai multe, se agregă într-o centrală virtuală, iar furnizorul poate să-i ofere beneficii. Dacă omul, firma, antreprenorul spune, eu sunt de acord, benevol, să-mi reduc curentul, consumul de energie electrică între orele cu tare și cu tare, sunt de acord, furnizorul să-i spună, îți mulțumesc frumos, pentru asta eu îți dau un kilowatt mai ieftin. Acolo se poate. În România încă nu se poate. Evident că multe dintre companii au identificat o parte din aceste soluții, dar ele trebuie conștientizate la nivel de societate, pentru că altfel nu vom reuși să ieșim din această furtună perfectă. Fenomenul este descris foarte bine de Mihai Nicuț. Prețul la energie întotdeauna este un trigger al inflației, ca și prețul la carburant. Și problema este că, din punctul meu de vedere, nici Guvernul României și nici Comisia Europeană nu au luat măsuri care să ducă la scăderea prețurilor în piețe, ci au luat măsuri prin care să pună mai multe taxe, astfel încât să aibă de unde să dea mai mulți bani pentru compensații. Deci, practic, vor fi bani făcuți din nimic, care vor veni să ne ajute pe noi să ne plătim facturile, cum era în pandemie, că și din cauza asta avem inflația de 15% astăzi, probabil din cauza atât a creșterii inputurilor energetice, cât și a tipăririi, probabil de masă monetară suplimentară, vom avea o inflație și mai mare anul viitor. Iar astfel de soluții sunt implementate și la nivelul instituțiilor de stat. Vă spuneam la începutul acestei ediții de factura la energie primită de Colegiul Național Onisifor Ghibu. Aici, din acest an, funcționează un sistem de fotovoltaice cu 300 de panouri. Din nou, directorul colegiului, Iulius Timar. Pe teorie, noi trebuie să producem 75 de kWh, dar asta este partea ideală a lucrurilor, când temperatura și soarele este la un anumit nivel. Cred că vom produce mai mult decât avem nevoie. Surplusul o să intre în rețeaua națională, urmând ca în fiecare an să se facă un bilanț acestor consumuri. Cât consumă colegiul într-o lună de iarnă, îmi spuneați, de acel sistem de încălzire? Am avut luni în care am consumat peste 20.000 de kW. Cât a costat investiția în panourile fotovoltaice? Deci investiția totală, pot să vă spun, nu știu exact cifra pentru panourile fotovoltaice, dar tot sistemul de izolare, de ventilație, de tot ce există, eficientizarea energetică a celor două corpuri de clădire, este undeva la 3,5 milioane de euro. Iar în cadrul colegiului a fost montat și un sistem inteligent de ventilație pentru a eficientiza costurile. Noi toată temperatura în fiecare sală de clasă o fixăm de pe un calculator. Dacă pe acel calculator o să spun că dimineața la 7 trebuie să am 21 de grade, atunci între 7 și 8 vin copiii, prin respirație încălzesc aerul, trece peste 22 de grade și începe sistemul de ventilație să răcească aerul, ceea ce automat este o risipă de energie. Și atunci noi ce facem? La ora 7 dimineața este fixat sistemul să aibă 19 grade jumate. După aceea, la ora 7 jumate, să aibă 20 de grade. La 7:45 să aibă 20 de grade jumate și 21 de grade să atingă la ora 8. În funcție de cum vin copii, să se încălzească aerul și să înceapă ventilația doar când e nevoie de îmbunătățirea aerului, nu să-l răcească aerul. Pentru că respirația copiilor într-o sală de clasă crește temperatura cu 1-2 grade. Înainte de final, o perspectivă pentru viitor. Cum și unde se va sparge această bulă inflaționistă? Ce posibilități avem? Ne explică Mihai Nicuț.
toți ne așteptăm cumva să se termine odată coșmarul ăsta în ceea ce privește piața de energie electrică și gaze. E o nebunie, deja prețurile sunt de 12-15 ori, depinde unde te uiți, mai mari decât acum un an de zile. Semne bune pot apărea. S-a mai domolit creșterea de preț la energie electrică și la gaz, suntem departe de maximele istorice din august, să zicem. Oricum tot sunt mari, dar totul depinde de cum vom trece această iarnă și de situația geopolitică și a livrărilor de gaz din Federația Rusă și a embargoului petrolier care ne paște. Iar una dintre soluții ar fi cea mai radicală, dar dacă nimic de mai sus nu este acceptabil, atunci ce putem face? Nu știu, pur și simplu nu știu, este foarte complicat, este nevoie de o acțiune concertată la nivel european, probabil este vorba de foarte mult curaj. Eu nu am fost niciodată adeptul unor soluții etatiste, dar mă gândesc că la cât de prost a dovedit că funcționează în aceste momente piața de energie și gaz, mai ales la energie electrică, poate că piețele ar trebui suspendate. Desigur, această soluție este ultima măsură. Europa are puterea de a găsi idei care pot rezolva criza, iar mare parte sunt dintre cele pe care le-am expus azi, doar că trebuie să le aplicăm și să ne îngrijim de ele, chiar dacă schimbările ne sperie. Și poate printre voi se află antreprenori la început de drum. Merită să deschizi o firmă acum, în plină criză? Iată ce spune Felix Căprariu. Mecanismul e simplu. Când cineva dispare, apare sigur altcineva. De ce? Suntem consumatori. Vom consuma tot timpul produse, servicii. Indiferent de nivelul de venit pe care îl avem, vom consuma mai mult sau mai puțin. Acea zonă în care dispare un operator economic care oferea acel serviciu sau produs va fi acoperită imediat de altcineva. Chiar și astăzi, în condițiile în care e o perioadă mai spumantă în zona economică, recomand să se investească în zona aceasta antreprenorială. E momentul în care vezi ceva inovativ, ceva care va aduce o plusvaloare mediului economic românesc și totodată poate să impulsioneze și ceilalți membri din piață să atragă într-adevăr inovația, să aplice măsuri de eficiență energetică venind în subiectul întâlnirii reale, nu numai prin a opri becul, nu numai măsuri reale, prin mici investiții specifice domeniului în care lucrezi. În ediția viitoare vom vorbi despre forța de muncă în energie, cum pregătește România inginerii de mâine și mai ales pentru ce obstacole. Enel ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe europafm.ro podcastul Eu și Energia, susținut de Enel.